Steaua București a terminat la egalitate partida cu Unirea Slobozia și continuă parcursul foarte bun în campionat. Echipa lui Daniel Oprița este neînvinsă în primele patru etape ale ligii a doua, având același număr de puncte ca Hermannstadt și Unirea Slobozia. Roșialbaștri au fost susținuți în această a doua deplasare a campionatului de peste 700 de suporteri, care au creat o atmosferă foarte frumoasă și pe stadionul 1 Mai din Slobozia, încurajându-i pe jucători pe toată durata partidei. Suporterii cred că au văzut cât de mult ne-am dorit, cât de mult ne-am sacrificat, foarte mulți dintre noi au jucat cu dureri. Mă bucur foarte mult pentru că colegii mei au avut o reacție de orgoliu după ce am luat gol și am reușit să egalăm rapid. Un rezultat bun pe un teren greu, unde nu cred că o să câștige foarte multe echipe, dar noi ne doream victoria și îmi pare rău că n-am obținut-o. Având în vedere că am jucat cu o echipă care are maxim de puncte și la gol averaj erau pe primul loc, eu zic că până la urmă a fost un meci tare, s-a văzut că sunt două echipe care s-a luptat 90 de minute, două echipe, zic eu, puternică, că am jucat aici la ei acasă, știam că ne așteaptă un meci foarte greu și eu zic că un rezultat echitabil și noi veneam după o înfrângere din cupă care nu ne-a picat tocmai bine și astăzi trebuia să facem un meci bun și chiar victoria vroiam, dar știi cum e la fotbal, important e că ne-ai pierdut, ești acolo. Acum urmează o săptămână de antrenament și așteptăm să vină meciul de duminică acasă să jucăm la victorie. Ialomițenii au deschis scorul din penalti, dar Remus Chipirliu a readus egalitatea pe tabelă printr-o execuție marca Van Basten. A bătut perfect, sper să nu mai găsesc executanți care să bată perfect, să la următorul să-l scot. S-a văzut golul lui Remus de acolo, că erai lângă el. Da, eu știu, doar că eu am sărit la cap, am lovit minge, s-a dus în sus. Și când văd ce finalizare a putut să facă Remus, bravo lui, îl felicit. Nu știu că fotbalist la nivelul ăsta dă asemenea gol. Bravo lui, sper să țină tot așa și să ne ajute să facem cât mai multe puncte.